Ponta a mai rămas la Suceava, a susținut și o conferință de presă la Consiliul Județean și a vorbit despre destul de multe subiecte de interes local, una dintre ele șoseaua de centură. Vestea nu e deloc bună, ne așteptam ca pe 15 august să se inaugureze măcar un tronson al șoselei de centură, chiar în prezența primului ministru Victor Ponta. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba mai mult se și amână inaugurarea acestei șosele de centură. Bine, informația asta, cum că ar fi trebuit să inaugureze un tronson al șoselei de centură pe 15 august în prezența premierului Victor Ponta, a fost o informație pe surse apărută în presă. Nimeni dintre oficialii județului nu și-a asumat această declarație. Și când zic asta, mă refer la Cătălin Nechifor, președintele Consiliului Județean. Deci a fost o informație pe surse. Înseamnă că nu s-au terminat lucrările. Probabil că la momentul în care a fost lansată această informație, în urmă cu vreo 3 săptămâni, se credea că se mai găsesc două roabe cu ciment de turnat acolo și de deschis un tronson. Până la urmă n-au fost bani, cred că, de roabe. Cimentul a fost, dar nu ar fi fost roabe. În ceea ce privește deschiderea șoselei de centură în integralitatea ei anul viitor, ăsta era termenul despre care vorbea și Cătălin Nechifor, care a fost prudent în declarații în ceea ce privește șoseaua de centură a Sucevei. Știu că la un moment dat a fost vizită, pe șantier. Exact, atunci Cătălin Nechifor a spus că preferă să se deschide șoseaua totodată de centură, nu pe tronsoane. Cei din firma de construcție au spus că preferă să se deschidă. Dar oricum, ăsta era termenul de așteptare începutul anului viitor. Și până la urmă, asta o să întâmple la începutul anului viitor, dacă primul ministru se ține de cuvânt. Constructorul știe mai bine când poate termina lucrarea. Și noi nu știm exact care sunt acolo, cum s-au făcut plățile. Constructorul poate să spună că a primit banii, dar poate să nu-i fi primit și de teamă să nu rămână fără bani, să nu supere guvernul, care are în subordine Compania Națională de Autostrăzi, cea care este beneficiară lucrării. Poate să spună, domnule, am primit bani, dar poate ei nu și-au primit bani și de aceea ritmul în care se lucrează nu este tocmai alert. În fine, până la urmă, înțeleg că se dă drumul la un tronson, dar am remarcat faptul că domnul Ponta nu s-a lăsat până nu l-a atins pe Gheorghe Flutur. Într-adevăr, Gheorghe Flutur l-a țățat, a umblat cu bățul prin gard și a spus, domnule, ăștia de la USL nu dau bani pentru Suceava, am uitat șoseaua de centură, încă nu este gata, pentru că nu se alocă fonduri, și domnul Ponta a făcut o aroganță cerându-i lui Cătălin Nechifor să-l invite pe Gheorghe Flutur la inaugurarea tronsonului de la șoseaua. Ar fi așa nefirească decizia asta să-l invite la inaugurare? Nu, adică mi se pare normal, pentru că este o investiție începută în timpul fostei guvernări și pe vremea când era președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, și este firesc să fie invitat. La noi există așa o modă să se tachineze și să se hulească unii pe alții aia care au fost cu ăștia care au venit și invers. Dar de multe ori lucrurile astea sunt de paradă, cum face domnul Ponta, de exemplu. Eu nu o să obosesc niciodată spunând că domnul Ponta cu Traian Băsescu și cu Elena Udrea au un joc împreună pe care îl fac împreună conștient și că numai pentru popor sunt declarațiile pe care le dau și unii și alții. Dar ei sunt foarte bine înțeleși, pentru că toate declarațiile pe care le face domnul Ponta nu îl afectează niciun fel pe Traian Băsescu, nu afectează nici pe Elena Udrea. Toate declarațiile pe care le fac Traian Băsescu și Elena Udrea nu îl afectează pe Victor Ponta niciun fel. Ei fac un schimb de imagine. Există o tehnică din asta. Ei împrumută imagine unul de la altul ca să rămână în atenția opiniei publice și dacă ne uităm la prezidențiabilul Crin Antonescu, vedem că el este pierdut undeva, nici nu mai există. Aceștia sunt cei trei piloni de putere în România, Traian Băsescu, Elena Udrea și Victor Ponta. Și e un joc așa de imagine și pentru lume, că lumea se mai simte, unii se simt bine când văd că se înjură unul cu altul și este o chiloțeală din asta. Doamna Udrea apare în chiloți, domnul Ponta îi spune că doamna Udrea în chiloți fiind îi spune domnului Ponta că are obsesii la ea cu trimiterea la cu declarații noastre cu notații sexuale, domnul Ponta îi întoarce, spune, n-am eu obsesie că ai greșit adresantul, vezi că e Traian Băsescu, și glume din astea de pe șoseaua de centură a Suceavei care nu-i gata. Un alt subiect care stârnește destul de multă discuție, cel puțin în această zonă a țării, este regionalizarea și înființarea, posibilă înființarea regiunii Bucovina. Astăzi, pentru prima dată, l-am auzit pe Victor Ponta că ar susține înființarea regiunii Bucovina pentru simplu fapt că a copilărit la Todirești. Da, bun, el a spus, a venit cu argumentul ăsta, că era un argument care prinde la masele largi și populare. Adică spune, uite, un om care n-a uitat de unde a plecat, uite, e și el om, a avut și el copilărie, are și el bunici, a băgat-o și pe aia că i-a zis mama că n-a stat la Purtești,
Deci domnul Ponta știe să comunice foarte bine pentru masele largi populare, știe să-și umanizeze discursul, ceea ce a făcut și la Suceava, și a spus, uite mă, că ăsta în primul rând e om, că nu e politician, prim-ministru, dar în primul rând este, e om și nu și-a uitat rădăcinile. Acum se umflă și inima noi, zice, voi uite, suntem cu domnul Ponta, care a copilărit la Suceava, uite, acum că vrea regiunea Bucovina. Sunt o vrea alte... cu adevărat? Adică a fost doar o declarație de asta umană? Deci domnul Ponta, numai să termin ce aveam în cap să spun, a spus și domnul Ponta a făcut aceste declarații, deci pentru a-și umaniza discursul și pentru a demonstra, repet încă o dată, că n-a uitat de unde a plecat, însă m-ai încurcat un pic, te iert data asta. Gata. Nu. Adică ți-ai pierdut ideea. Bun, hai să reluăm discuția. Bun. Să vedem dacă ajungem încă o dată tot acolo. Nu. Domnul Ponta acum trebuie să treacă și de la vorbă la fapte, știi? Pentru că una este să spui că îți dorești lucrul acesta și alta este să și faci ceva. Ce m-a surprins la domnul Ponta, deci m-a surprins plăcut faptul că a vorbit pentru prima oară și este prim-ministru, a vorbit pentru prima oară de încă o regiune, una care se cheme Bucovina probabil, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată până acum, niciun oficial la nivel atât de înalt nu a vorbit despre regiunea Bucovina, tot s-a discutat despre regiunea cu 6 județe și capitala la Iași, deci este primul oficial, dar de ce spun că aștept și fapte, pentru că este prim-ministru și m-a surprins, deci asta m-a surprins plăcut că a vorbit despre Bucovina, m-a surprins de plăcut faptul că domnul Ponta a spus, domnule, că eu nu știu. Păi, dar ești prim-ministru, dar unde să întrebăm? La ONU, la NASA? Domnul Dragnea, nu, el se ocupă de regionalizare. Da, și el este subalternul lui și pe linie politică și pe linie administrativă. Adică atunci să înțelegem că nu e așa subaltern. Cum nu știe? Cum adică? Da, înțeleg că domnul Dragnea se ocupă de regionalizare, dar domnul Ponta trebuie să fie, să știe toți pașii pe care îi face domnul Dragnea, nu? Că nu face de capul lui umblă prin țară așa de nebun și face el regionalizare. Deci, de la vorbă până la faptă este un drum destul de lung și domnul Ponta a vrut pe undeva, cred că, să se scoată, spunând, domnule, stați că eu încă nu știu, părerea mea este așa, părerea mea de om este că ar trebui să se facă și Bucovina. În schimb, a venit domnul Ponta și a spus, uitați că regionalizarea asta este și în beneficiul Sucevei, regionalizarea care va veni, pentru că, uite, se face direcția antifraudă la Suceava. Deci, ăsta este un semn că Suceava nu a fost abandonată. Sacrificată. Nu, a fost abandonată. Bun, să înțelegem că n-are niciun cuvânt de spus Victor Ponta în fața felului în care Dragnea va face regionalizarea. Nu suntem copii. Domnul Ponta și-a dat aici o marjă de siguranță. Noi am băgat-o asta aici, că era la Suceava, să îi bucur pe oamenii la Suceava. Pe la ea și își găsește altă rudă, probabil uitată de mult. S-ar putea să-și altă rudă și o scald așa. Însă e bine că pentru prima oară a spus primul ministru că Suceava trebuie să facă parte dintr-o regiune distinctă decât cea de la Iași. Alți politicieni PSD n-au riscat atât de mult, să zică ferm că își doresc înființarea regiunii capitale la Suceava. Dar nu îndrăznește nimeni să spună ferm. A fost discuția la Suceava, Cătălin Echifor, liderul PSD, și cu ce au vorbit cu celelalte partide, dar în rest cine să spună? Gheorghe Nichita, baronul de Iași, care este pe toată Moldova acum, dar lui nu-i convine. El vrea să rămână acolo, la Iași, să rămână acum totul la Iași. Ne așteptăm să-l auzim pe președintele Consiliului Județean și al PSD Suceava, Cătălin Echifor, să spună că da, își dorește regiunea Bucovina cu capitala Suceava. Lucrul ăsta s-a spus, acum nu se mai spune. Cătălin Echifor nu o să mai spună nimic, pentru că a spus primul ministru. Dar a spus-o așa, cam, a spus-o cu gura întreagă, dar e cu jumătate de gură, pentru că trebuie să vedem și faptele. Să vedem că domnul Dragnea schimbă proiectul de regionalizare pe care le are la acest moment. Așteptăm și vedem. Acum avem un material pregătit din declarațiile lui Victor Ponta. Un material despre care vrei tu să vorbești, să-l urmărim, după care revenim cu comentarii. În calitatea dumneavoastră de suporter al echipei naționale de fotbal, ce părere aveți despre faptul că domnul Victor Pițuncă nu mai vrea să-l convoace pe Adrian Mutu? Doamna, asta ar mai lipsi să mai dau cu părere despre fotbal. Îmi dau cu părerea despre atât de multe lucruri, încât măcar despre fotbal. Sunt suporter al Stelei, sunt suporter al României, mă bucur la meciuri, dar să-mi dau cum acum să fac și echipa națională, cred că ar fi exagerat. Întrebați-o pe domnul Audrea, că sigur dânsa se pricepe la fotbaliști. Da, aici, asta că domnul Ponta chiar are obsesie cu Elena Udrea. Una, două, Elena Udrea.
Femeia are dreptate. Când spune, domnule, chiar are o obsesie, trebuie să facă niște analize. Bă, una, două, să vorbești despre Elena Udrea. Și eu știu că Elena Udrea nu se pricepe la fotbaliști, ci la președinți. Deci ea n-are nicio treabă cu fotbal. N-am văzut niciodată vorbind despre fotbal sau să o văd pe stadion undeva. Domnul Ponta a primit întrebarea de la Oana, vorbisem cu Oana dimineață, pentru că este cunoscut ca un mare fan al fotbalului și suporter înfocat și al Stelei și al echipei naționale. Și domnul Ponta este venit la Suceava, el a vorbit în calitate de premier, evident că este prim-ministru tot timpul, domnul Ponta. Dar domnul Ponta este bugetar și este în timpul liber. Și el la Putna, când a fost și la Cacica, a fost în calitate, trebuia să vină în calitate de simplu cetățean, fiind bugetar, a avut liber și a venit aici. Da? Este un om ca toți bugetarii care au fost liberi. Și astăzi la bugetare a fost liber, deci domnul Ponta a fost tot și astăzi decizia liber. Decizia domnului Ponta sunt liberi bugetare astăzi. Și el este liber și a vorbit. La cât a fost convenția? La 11. Da? Deci, când în timpul liber au voie să vorbească și despre fotbal? Da, și despre fotbal. Asta a fost ideea. Și dumnealui putea, cum domnul Ponta își dă cu părerea despre toate cele de pe fața pământului românesc, ca să vorbim și despre regele Cioabă și despre, nu știu, toate chestiunile el le discută. Chestiuni care nu prea interesează pe, adică ce mă interesează pe mine de regele Cioabă. De-aia mi s-a părut firească întrebarea asta, în condițiile în care echipa națională are două meciuri foarte importante de jucat acum și șansele de calificare sunt minime în condițiile în care nu-l chem pe singurul jucător experimentat care poate să tragă echipa după el, care este Adrian Mutu. Evident că un prim-ministru nu are voie să bage în și o directivă a UEFA și a FIFA, că nu au voie politicienii să intervină în actul fotbalistic. Dar el vorbea ca simplu cetățean, ca suporter, a fost întrebat, nu ca prim-ministru, și putea să-și dea cu părerea. Și a aruncat această chestiune așa în derizoriu, fiind vorba despre o chestiune foarte importantă. Pentru că în România sunt milioane de oameni care iubesc fotbalul. Și atunci când joacă orice națională, că este de polo, de rugby, de volei, românii țin cu românii, pentru că este naționala României. Și domnul Ponta trebuia să, adică putea să spună ceva referitor la acest subiect. Eu n-am înțeles de ce s-a hăhăit în sală, dar bineînțeles că în presă lucrează astăzi toți semi-analfabeții care nu și-au găsit de lucru să fie distribuitor la țigări și la pufuleți, s-au făcut presari și stau și râd, își beleau fasolele pe acolo și se hăhăiau și râdeau, parcă nu știu ce a întrebat. Păi domnul Ponta, de ce nu se hăiesc când vorbește despre doamna Udrea? Că toată ziua vorbește. Este mai important să știe ce părere are domnul Ponta despre doamna Udrea. Subiectul legat de doamna Udrea atrage după sine audiență, clicuri pe internet. Dar de ce nu se hilizesc mari ăștia pe care angajează pe semi analfabeții din presă? De ce nu se hilizesc ei când întreabă de doamna Udrea? De ce nu e așa veselie și chiliziale? Pentru că vor subiecte chiliziale de genul acesta. Sunt savuroase pentru ea. Eu nu știu ce era de râs acolo, că e o chestiune foarte importantă. Și chiar dacă nu ești microbist, nu-ți place fotbalul, știi că este o chestiune foarte importantă. Fotbalul este un fenomen social. Mă, sunt oameni care n-au ce pune pe masă, sunt oameni care n-au ce mânca, n-au cu ce-și plăti întreținerea. Și singura lor bucurie a rămas fotbalul. Că e naționala, că unii țin cu Steaua, cu Dinamo, cu cine țin. Au și ei niște bucurii și asta este o bucurie. Și vine unul cu fruntea îngustă cât lama la Briceagul pe scăruși, cum este Victor Pițurcă, semi-analfabet, și spune că nu mai cheamă pe Adrian Mutu, și îl întrebe pe premierul României, cât și, și sportul, nu, face parte, ar trebui să preocupe guvernul unei țări, nu? Și sportul la școala generală și sportul în general trebuie să preocupe, pentru că este un fenomen social foarte, foarte important. Și stau unii și se semi-analfabeții din presă, se hăhăie și primul ministru aruncă în derizoriu și se o întrebe pe Elena Udrea. Trebuie să mai... Așa prim-ministru, așa presă, din nefericire asta se întâmplă. Așa selecționer, așa echipă de fotbal. Trebuie să mai spunem că ești tu însuși un suporter al fotbalului, da, al echipei naționale și al lui Adrian Mutu. Da, eu sunt un tip realist, pentru că este singurul fotbalist care poate să facă diferența. Este un om care a tras națională după el cât a putut de-a lungul timpului, că în afara are stadionului... Are o reputație, nu știu de care. Dar nu ne interesează, noi vorbim despre fotbal. Că pe Hagi nu-l întreabă nimeni, nu-i reproșează nimeni cum vorbește împiedicat. Hagi știe foarte bine cu mingea.
când știi ceva, nu trebuie să fii multilateral dezvoltat și măicuță. Adrian Mutu nu a făcut școala de maici și nu-și propune ca la sfârșitul carierei să se să vină la Maestria Putna. Poftim? În sport sunt niște rigori mai stricte cu consumul de alcool, cu consumul de droguri și pentru, așa mai departe. Da, pentru ăștia care n-au talent și nu știu cum mingea. Da, pentru ei da, dar sunt și niște jucători care își permit și lucruri dintre astea. Adică trebuie făcut o excepție în cazul acesta. Și exemple sunt în toată lumea, dar noi vorbim despre un om, despre evoluțiile lui la echipa națională și despre ceea ce știe și ceea ce poate face în teren. Că poate merg, până ajunge la București și formulează o părere. Că nu merg suporterii naționale cu Mutu nici la băut, nici la fete. Este treaba lui ce face în timpul liber. La noi este chestiunea asta, că hai să facem noi, noi suntem foarte buni moraliști, știi? Cum sunt doamnele astea cu sarmale în păr care merg la biserică și stau ca niște preacuvioase acolo și se roagă la Dumnezeu și când ies de la biserică bârfesc tot ce este în bloc și pe lângă bloc și așa mai departe. Și cu moraliști din ăsta. Hai să mai lăsăm cu moraliști, hai să vedem pe fapte și pe meserie. Cine știe meserie? Despre asta este vorba, nu ce face unul noaptea, ziua, cu ce fete umblă și cum se tatuează. Astea sunt discuții pentru aia care n-au făcut nimic în viață și care n-au fost buni nici măcar ca muncitor la IUPS, când era IUPS-ul. Ăia bârfesc, că nu știu, că n-au făcut nimic în viață, n-au avut creativitate și n-au putut să facă altceva decât să fie... să strângă două șuruburi și nici de aia n-au fost în stare să facă. Îți mulțumesc pentru prezența la Comentariul Zilei. Poate își formulează premierul o părere și despre participarea lui Adrian Mutu la echipa națională. Aici se încheie Comentariul Zilei. Toate cele bune!